Bărbatul circula cu mașina pe un bulevard de la marginea orașului pe care circulația este restricționată doar pe o bandă. El a povestit unor martori că ar fi încercat să evite un pieton care i-ar fi sărit în față. A scăpat mașina de sub control, a lovit o bordură, apoi a ieșit în decor de unde a plonjat în hău în canalul colector. El spuse în felul următor, că sărit venit din partea asta, dinspre sensul generator de acolo, și că-i sări un om în față, ce le dite omul. Când evită omul, ciupi bordura și când ciupi bordura, am tras să scăpă cu mașina în oraș. Veni din jos și încercă totul să redreseze și cred că o lua jos. Trecătorii spun că omul a avut mare noroc că a plonjat de la mai bine de 4 metri în gol și a scăpat nevătămat. Nici autoturismul lui nu a avut avarii foarte mari. A avut noroc? Cu carul. Putea să fie mult mai rău. Câțiva apropiați l-au ajutat pe bărbat să scoată mașina din canalul colector pentru a o duce la reparat. Bărbatul se gândește acum dacă să ceară daune autorităților. Lucrările pe strada respectivă au început în primăvară și nu au fost terminate nici până acum, iar din martie 2016 se circulă restricționat doar pe o singură bandă.